Succesul 3-0 cu Banatul Caransebeș a fost primul din actuala stagiune pentru voleibaliștii pietreni în fața propriilor suporteri. La finele meciului, aceștia au încins hora bucuriei la mijlocul terenului și au fost aplaudați de numeroși spectatori prezenți la meci. Formația din Caransebeș este pregătită de fostul tehnician de la Unic, Daniel Banu. Joc dificil pentru că este o echipă care nou promovată, în schimb a făcut o infuzie foarte mare de jucători și nu orice jucători, jucători cu experiență bogată și jucători de lot național. Vânătorul, component al lotului național, ridicătorul, Borota, capitanul echipei naționale și Birou, un alt jucător care a cochetat mulți ani de zile cu echipa națională și vine de la fosta campioană. Constanța, Zalău, acasă s-a reîntors în patria mumă, cum s-ar spune. Deci, destul de greu pentru noi în ceea ce privește și mentalitatea și modul de abordare a jocului. Este bine că avem, este al treilea joc acasă și am reușit să facem toate cele trei puncte. Revenit în această vară în campionatul intern, după un periplu în voliul din Franța, capitanul național al României, Dan Borota, a vorbit despre obiectivele celor de la Caransebeș în actuala stagiune și despre valoarea competiției interne. Obiectivul nostru este o clasare în primele 5 locuri. Se pare că nu va fi deloc ușor. Rămâne să ne antrenăm. Am schimbat și antrenorul, suntem un pic în reorganizare, cum s-ar spune. Sperăm la mai bine. Toată lumea spune, Dan, că este un campionat mult mai echilibrat decât cel anterior, așa este? Nu am fost anul trecut în țară, dar din ce am vorbit cu băieții, din ce am urmărit, într-adevăr, echipele au valori foarte, foarte apropiate și se vor întâmpla multe surprize, cred că anul ăsta. Pentru voleibaliștii pietreni urmează două deplasări consecutive foarte grele la Tomis Constanța și Municipal Zalău, formațiile de pe primele două locuri ale clasamentului.